elevă de 16 ani din Oradea care a fost prinsă cu iubitul în cămin și a înjunghiat profesorul chiar în biroul directorului de față cu mama sa, chemată pentru explicații. Dascărul de 41 de ani, pe care adolescenta l-a înjunghiat în spate, a ajuns direct pe masa de observație, în timp ce eleva cu bursă de merit a fost dusă la poliție, unde este cercetată pentru tentativă de omor. Corespondentul nostru, Georgiana Botez, are toate informațiile despre acest caz. Te ascultăm, Georgiana. Bun găsit! Incidentul șocant a avut loc în această dimineață, puțin după ora 9. Fata de 16 ani se afla chiar în biroul directoarei, chemată fiind de aceasta împreună cu părinții, după ce săptămâna trecută iubitul ei, cazat și el în internat, a fost prins pe timp de noapte în toaleta instituției la etajul fetelor. În birou se afla și pedagogul, un bărbat în vârstă de 41 de ani. După doar câteva minute de discuție, eleva de clasa a 10 a scos un cuțit din haină și l-a înjunghiat în spate pe supraveghetor. Așadar, vorbim despre o faptă cu premeditare, deoarece a folosit un cuțit adus de acasă cu o lamă de 20 de centimetri. În urma loviturii, bărbatul s-a prăbușit la pământ, iar directoarea a fost cea care a sunat imediat la 112, în timp ce fata s-a făcut nevăzută. A fost găsită în curtea școlii de polițiști, care au și dus-o la audieri. Pe de altă parte, pedagogul a ajuns la spital în stare gravă, dar stabil și conștient. A intrat direct în sala de operație, iar medicii vor stabili dacă viața i-a fost sau nu pusă în pericol. În funcție de aceste detalii, procurorii vor decide încadrarea juridică a faptei. Tânăra este elevă la învățământul post-liceal, a mai avut însă abateri disciplinare după ce a lipsit de la modulele practice, dar culmea, are bursă de merit. Se pare că un elev ar fi fost găsit săptămâna trecută în baie pe palierul fetelor și probabil de acolo pedagogul ar fi găsit și, mă rog, l-a trimis în zona unde erau cazați băieții. A spus ca să coboare și la dimineață să meargă la doamna directoare și de acolo a degenerat. Azi dimineață doamna directoare o chema pe părinții fetei și pe a băiatului, dar fata a venit pregătită cu un cuțit și... Unde s-a întâmplat? Chiar în birou doamnei directoare. Alături, împreună cu doamna director, cu părinții? Da, părinții fetei și toți. Dimineața, fata era pe partea aia, domnul pe partea asta, la altă, într-o fracțiune de secundă, s-a întâmplat tot. Mama ei cum a reacționat? A fost șocată. De-aia am dorit să aduc la cunoștința mamei, dar fără, cum să spun, repercursiuni, să fi fost dată fata afară din internat, deloc acest lucru. Nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat vreodată așa ceva în 35 de ani de când sunt în această școală. Nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat ceva de genul acesta. S-au efectuat investigațiile imagistice, ulterior s-a luat decizia de a intra în sala de chirurgie toracică. Care a fost starea lui în momentul ăsta? Starea lui era stabilă. Viața lui e în pericol. Acum vă dați seama, a fost plagă înjunghiată, hemitoracele stâng posterior, este un risc întotdeauna.